Cultura de căpșuni din satul Mehedințean Izvorăl a stârnit probabil destule invidii în rândul localnicilor. Cu siguranță, cei mai mulțumiți sunt cei care, în vremuri de criză, au prins un loc de muncă aici. Bine, un loc de muncă care am lucrat și pe la oraș și tot aici. E aproape, pentru sat e ceva foarte bun. Vom afla întreaga poveste de la domnișoara, cum îi spun localnicii, Ionelei Popescu. De ce a fost aici inițial? Aici ce să fie? Un loc nemuncit, care avea pomi, era fostul ceapeu și avea pomi plus mărăcini, tot felul de multe alte buruieni și na. Cum l-a scos la lumină? Ai, cu foarte mare greutate. Am venit cu un buldo escavator și am scos rădăcinile cu oameni, am defișat, am muncit, am pregătit teren tot, foarte greu. Și l-a și împrejmuit. Și împrejmuit, da. Câți metri de gardă aveți aici? 975 de metri. Amenajarea terenului până la aspectul impecabil de astăzi s-a realizat abia după ce s-a încheiat un capitol greu. Obținerea finanțării pentru proiectul european în valoare de aproximativ 412.000 de ron. Trebuie să ai banii tăi, foarte mulți bani, pentru început, datorită faptului că documentațiile costă foarte mulți bani. Eu, având inclus punct transformare, curent electric, foraj până la 145 de metri care alimentează plantația, și la care în Turnul Severin, în Mehedinți, nu am putut să primesc de la nicio bancă, nici măcar o scrisoare de confort. Deci pentru acest proiect. Așa stând lucrurile, temerara investitoare a fost nevoită să bată la porțile altor bănci din județul vecin. Abia în Craiova a găsit înțelegere la un director de bancă originar din Drobeta, Turnul Severin, impresionat de curajul său. Bucata de 2 hectare de pământ poartă cu ea o poveste tristă. A primit-o mama sa de la stat atunci când bunicul fetei s-a prăpădit pe front. Când a murit tatăl ei, avea 2 ani, iar tatăl ei era pe front și pentru că a rămas atunci, i s-a dat acest teren la care comuniștii l-au luat și după asta i s-a revenit dreptul înapoi. Iar eu am zis că totuși trebuie făcut ceva. Numai gândul că trebuie făcut ceva cu acest teren a motivat-o pe Săteancă să poată duce întreaga greutate a afacerii cu căpșuni, indiferent care au fost obstacolele. Cât vă așteptați să recoltați? Undeva pe minim 15-20 de tone la hectar. Se putea poate și mai mult, dar datorită faptului că cei cu forajul ne-au greșit această lucrare și am fost nevoită să car apă cu acest tractoraș care l-am achiziționat pe fonduri europene, așa, plus am mai plătit și alți oameni cu cisterne de 3 tone care să... Dar nu le-a ajutat atât de mult cât ar fi trebuit. În afară de a fi un teren propice pentru o agricultură ecologică, acest loc reprezintă și un adevărat colț de rai pentru oricine se încumetă să respire aerul curat de aici și să se bucure de natura înconjurătoare. Visul Ionelei Popescu a fost, între altele, și să le poată oferi sătenilor săi locuri de muncă, având în vedere situația grea din mediul rural. Aici e bine, te la un loc de muncă. E bine, te mergem și noi să facem un ban. Da. N-a mai avut nimeni o așa inițiativă. Nu. Cum vi se pare ideea? Bună. Bună, dacă ar avea apă, ar meargă apa aici în continuu, ar fi... La noi pe aici, de când... La plantația de pomi fructiferi, pe timpul comunismului, n-a mai fost așa o inițiativă, să lucreze mai multă lume, să... Bine că a deschis domnișoara asta aici. Am mai lucrat și pe la pus când a fost de-a plantat. A fost lume mult atunci? Au fost 30-34 pe zi, cam o săptămână, vreo 6-7 zile. Da. Contează fiecare zi de muncă aici?
contează normal, uite, mai avem și noi copii pe la liceu, n-ai de unde să iei un ban. Ce mai avem, câte un ajutor de la social, la ce faci cu 2 milioane sau cât, luăm pe lună la 4 persoane. După toate greutățile prin care a trecut întreprinzătoarea din Izvorăl, are bucuria de a-i sfătui și pe alții să investească în vatra satului. Să investească, în primul rând, cei care au bani, deci în agricultură. Aici trebuie să meargă producția, aici trebuie să facă ceva, nu magazine, cafebaruri, restaurante. Deci, în primul rând, dacă avem producție, avem și industrie. Altfel nu se poate. Dacă prima recoltă de căpșuni de anul acesta va fi bună, Ionelia Popescu se gândește deja să extindă afacerea și să construiască și o mică fabricuță pentru procesarea fructelor.